luni. Și pare cumva ciudat să începi ziua de luni muncind. Poți să dau și eu un pronostic? Poți să dai ce vrei. La Dinamo cu Poliași. Da. X. Dar de ce nu 2? Că se îndrepta partida spre un 2, serios. Mie mi s-a părut că se îndreaptă spre X. Da, dar stau să mă întreb de ce Dinamo îi face memoriu arbitrului, aici nu înțeleg, într-o astfel de partidă în care aproape Dinamo n-a mișcat. Păi nu știu, probabil pentru Vasile Turcu. Da, da, da. Fac ei chestia asta. A fost o partidă comică, eu n-am mai văzut un șir de ratări de genul ăsta de foarte multă vreme. Poate doar în ligile inferioare să vezi ce am văzut la Ieșeni. Sau în trecut, care mai de care, să nu nimerească poarta. Am înțeles, așa. Bine, erau să dea și gol la un moment dat din penalti. Să știi că eu am nimerit, de asta am și venit acum, că am auzit că vorbiți despre Dinamo Poliaș. Eu am nimerit în direct scorul la sport.ro vineri, 1-1, făcându-i praf și pulbere pe Dinamo. Și atât că am avut toate argumentele în acest sens. Îmi stă mărturie bucățica aia de final de emisiune, așa că nu mai am ce să discut cu... de diletanții ăștia care se ocupă de fotbal, vorbesc despre el în fiecare zi, dar n-au curajul niciodată să dea o părere tranșantă. Da, dacă nici ăsta nu înseamnă risc asumat în direct să dai scorul corect la un meci, spunând că Dinamo nu va juca nimic, o echipă mizerabilă și așa mai departe, însă pe de altă parte nu sunt de acord cu ideea asta, după mine, deplasată, cum că CFR Cluj a câștigat campionatul. Nu e deloc corect. Uitați-vă un pic pe programul care urmează. CFR Cluj joacă la Astra Ploiești etapa viitoare. De ce n-ar putea să facă un egal? După care are acasă cu Vasluiu. Dacă face egal și cu Vasluiu, da? Știi ce ar însemna? Că Urziceniu și Steaua, care au două meciuri ușoare fiecare, Urziceniu are două meciuri la rând acasă, etapele 30 și 31, Steaua are la Alba Iulia, după care are un meci ușor acasă, s-ar putea apropia amândouă la două puncte de CFR Cluj, cu trei etape înainte de final, atenție. Două puncte cu trei etape înainte de final. Cum să fie Clujul campioană? Teoretic așa este. Atât numai că Vaslui este interesată ca CFR-ul să ia campionatul pentru a juca în Europa League. Teoretic așa este. Păi bun, dar nu poate să facă un egal la Cluj și Vaslui, o să-mi zici că Vaslui să duce să le dea meciul Cluj. Nu, dar fii mai bun, poate să facă un egal. Să-i bată, că noi așa vorbim. Evident, dar Clujul câștigă cele două meciuri, dar vrei să spun ceva, Clujul nu e cu nimic mai bună decât primele 8 clasate, dacă o excludem pe ea. Nu are niciun argument, ți-am și spus la ultima emisiune, are cel mai slab atac din primele 7 echipe ale campionatului, cu cei mai bună CFR Cluj. O dată timp cât nu marchează goluri, lăsăm la o parte meciul cu Alba Iulia. Nu poate să fie considerat o favorită. Deci așa cum excrocii ăștia care conduc echipele de Liga 1 au declarat de fiecare dată când au avut ocazia că se bat la titlu, că au cea mai bună echipă și așa mai departe, tot atât de proastă declarația și de neinspirată declarația lor în momentul ăsta. Când nejustificat susțin că CFR Cluj s-a detașat. Nu mai vorbesc de faptul că CFR Cluj poate să piardă unul din astea două meciuri. Eu am pus două rezultate de egalitate, nu o înfrângere, dar și cu două rezultate de egalitate sunt pom. Păi sunt, dar dacă iau o victorie din două, e mai bine decât două egaluri și eu cred... E mai bine, dar nu știu dacă vor câștiga. Asta are nevoie de puncte până una alta. Dacă se joacă pe bune, Clujul nu câștigă niciodată la Ploiești. De acord, de acord. Poate eu zic că cu Vasluiu, bine, nu, pă, sigur că asta e dărâmător ce spui tu, domnule, Vasluiu se duce și pierde la... Eu nu zic că nu va fi, în România e posibil orice. Dar, domnule, în mod normal, între două candidate la titlu, că Vasluiu, dacă bate astăzi la Curtea de Argeș, are două meciuri ușoare, iar are două meciuri ușoare la rând, dacă bate și la Cluj, se poate apropia la un punct. Da, Vasluiu n-a bătut pe Craiova și pe Bistrița. Ce se bată la Cluj? Sigur, dar luând-o așa, dar vreau să spun că dacă pun un pic osul, a bătut în alte locuri unde nu ne așteptam să bată. Deci, da, la Timișoara, teoretic, a pierdut acasă cu Timișoara. Teoretic are, e încă în cărți. Sigur că Clujul are mai multe puncte decât ele. Dar aceste echipe sunt în cărți. Dacă ar pune osul în continuare, campionatul, după părerea mea, nu-i jucat. Da, seamănă puțin cu situația din Franța, Radu. Deci, oricum, eu zic că prima șansă o are Clujul și asta este... Și cred că mulți subscriu la ceea ce spun eu. La fel cum Marseille nu poate fi depășită, spun eu, în acest moment, așa ușor. Haideți să-i dăm o șansă și Cristinei Nistor, pentru că urmează totuși pauza de știri și să ne dăm o șansă și nouă să nu luăm amendă. Urmează pauza de știri, stimați ascultatori și ascultătoare. Ne reauzim după. Cu vocea,
ai crede că tot ce trebuie să faci ca să te îmbogățești este să te muți la New York. Nu! Tot ce trebuie să faci ca să te îmbogățești este să te muți în Turcia, unde va ajunge mutul. Fraților, Giovanni Becali, omul care nu pute pentru că se parfumează, a negociat cu turcii de la Fenerbahce transferul lui Mutu de la Fiorentina. Transfer, vorba lui Toma Caragiu, venit în baza unei propuneri de jos în sus, susținută printr-un ordin de sus în jos. Briliantul este ca și transferat. Fenerbahce i-a oferit Fiorentinei suma de 5,8 milioane de euro pentru serviciile atacantului român. Ca în subțire, totuși. În cazul în care Mutu va semna, va primi un salariu de, aici, 3,5 milioane de euro. Mă, revin la ceea ce mi-a spus mie un coleg. Întotdeauna o să fie suficient de mult proști ca să te plătească. Voilà. În cazul în care, bineînțeles, e vorba de cei cu salariile exorbitante. Da, pentru Fenerbahce ar putea să fie o afacere, întrucât știi pe ce merg ei? Pe faptul că, în general, românii au reușit în Turcia. Mă rog, românii de ăștia de calibru, mă refer la un Hagi, la un Popescu, la chiar la un Adrian Ilie, mai vorbesc de Lucescu. Deci, în general, noi avem o cotă bună acolo, înseamnă că nu poți să te înșeli cu Mutu. Da, campionatul Turciei sub cel al Italiei, mult sub cel al Italiei, se poate face acolo chestia. Fiorentina, sigur că nu este foarte bine, suma de transfer nu este extraordinară, dar mai bine să iei ceva decât să nu iei nimic pe ratatul ăsta, care nu se știe, ăsta mâine își pune ștrangul de gât. E un labil psihic, e un debil mental. Poți să spui orice despre Adi Mutu. El n-are nicio logică. N-are nicio logică pentru că la nivelul performanțelor pe care el le poate realiza, niciun fotbalist în istoria fotbalului nu s-a comportat ca el. Deci la lejeritatea, la nonșalanța, la toate lucrurile astea pe care îi le poți imputa, așa ceva nu există. Nu există un precedent la nivelul lui. Cine a mai fost prins de 3 ori dopat până acum? Nimeni. Nu există niciun fotbalist, cel puțin în zona europeană, care ne interesează, nu contează ce s-a întâmplat în Papua Noua Guinee. Pe lângă asta, tot ce a făcut el în viața asta extrasportivă, nu mai vorbesc de echipa națională, unde comportamentul lui iarăși este strigător la cerci. În condițiile astea să te debarasezi de un astfel de fotbalist, să iei aproape 6 milioane de euro în ziua de astăzi, nu-i chiar un eșec. Sigur că nu poate să spună Fiorentina, mamă, ne-am îmbogățit de pe urma lui Mutu, pentru că în Italia cu banii aia nu cumperi un fotbalist de mare valoare. Da, măcar pui ceva bănuți deoparte. Singura problemă în realizarea transferului este pedeapsa lui Mutu. Mai are de ispășit vreo 6 luni, iar dorința turcilor este de a-l folosi imediat pe tovarășul Mutu. Dacă ajunge la Fener, și aici devine totul și mai interesant, Mutu va fi antrenat de neamțul Christoph Daum. Fraților, alt drogat. În anul 2000 a recunoscut că a consumat cocaină. Vorba aceea scrie pe sptfm.ro, site-ul nostru, cine se aseamănă, se adună. Păi probabil că se vor înțelege bine. Deși s-ar putea să asistăm la o nouă premieră, Mutu să fie prins a patra oară dopat împreună cu antrenorul. Să-i găsească pe amândoi leșinați printr-o tavernă din Istanbul la o pipă. Bun, dar până la asta mai este, totuși, mai avem. Să vedem dacă se va concretiza. Tot așa am citit astăzi, dar nu mi se pare bătut în cuie, deși probabilitatea există, ca Bălănii să preia Al Hilal din vară pentru 1,5 milioane de euro pe sezon. Sigur că banii contează mai puțin la arabi, atât timp cât toți antrenorii europeni se duc să-i jegmănească pe arabi. Deci ei se duc să ia potolul ăsta nemestecat și negândit, dar în momentul în care au o ofertă de la orice echipă de Doamne ajută din Europa de Vest, i-au lăsat pe arabi cu curul în baltă. Deci asta este chestiunea. Bălănii nu va antrena foarte mult în golf, deși eu la emisiunea asta, acum câteva săptămâni, exact asta am prezis, pentru că m-am bazat pe chestii concrete, aproape demonstrate științific, că nu avea cealaltă echipă să preia. Atât timp cât cota lui este foarte jos în momentul de față și nu mai prea avea în ce campionat să opereze, doar dacă, ce știu eu, să-l fi ofertat Anderlecht. Numai că în Belgia Anderlecht a luat titlul cu un altul și el nu mai are o reputație foarte bună. În celelalte campionate prea avea unde. În Portugalia, unde, să zicem, i-a mai rămas ceva
grandoare. Echipele s-au descurcat foarte bine fără el. Benfica are cel mai bun sezon în ultimii 20 de ani. Sporting Lisabona, nu știu dacă s-ar mai întoarce Bălănii la ei, dar poate că și ei au alte gânduri. Ori de Porto, Porto nu-i de nasul lui. În rest, numai în Franța ușile lui sunt închise deocamdată. Bălănii nu cred că s-ar duce să preia o echipă de Liga 2, că ea l-ar accepta. Sau o foarte mică echipă de Liga 1, să prea pe Sochaux sau pe nu știu cine. Da, poate că i-ar fi de acolo, nu știu dacă i-ar conveni lui. Și atunci, având o ofertă bănoasă de la arab care nu pun condiții, pentru că ei știu chestiunea asta, că antrenorii occidentali nu vin la ei dacă n-au o clauză de genul ăsta. Și atunci toată lumea vine, le ia banul și în momentul în care arabii încep să se simtă și ei bine, uite cum a fost cazul lui Gheret, care s-a dus la Al-Hilal, a câștigat la PAS titlul. N-a nicio problemă, cel mai clar titlu din istoria lui Al-Hilal, cel mai bun antrenor care vreodată a antrenat în golf, a fluierat Eric Gheret acolo, dar sigur și el avea clauză, tată. Nu putea să se îngroape, deși avea contract pentru sezonul viitor. Dar avea o clauză și iată s-a dus la Naționala Marocului, ei au dat niște bani buni, e să plictisea în Arabia Saudită, ce dracu să facă, în Maroc e mai aproape de casă, și să fie antrenor la echipa națională e stres mai mic. Te duci, te uiți la meciuri prin Europa, toată ziua va fi acasă Gheret, în Belgia, unde e plin de marocani. Și pe acolo i-a păcălit pe arabii. Le-a luat potolul, s-a umplut de bani într-un sezon. Noi tot vorbeam de Rădoi. Asta pe Rădoi. Rădoi e un pion acolo. Gheret a făcut toată treaba, a câștigat titlul. În Liga Campionilor sunt pe cai mari de tot. În Liga Campionilor Asi Al-Hilal. Și uite că degeaba. În Europa nu se întâmplă așa. Un antrenor care are rezultate cu o echipă, nu pleacă. N-ai niciun motiv să plece, dar exact invers ca la ăștia. Când ai rezultate, atunci te-ai creat. Înainte de publicitate, pentru Mutu și noul lui prieten, Christoph Daum, o dedicație din partea lui Eric Clapton. The Pogues, Fiesta. Batem în lemn și îl chemăm și pe părintele Zdrobiș la o feștanie, scrie Onyx așa pe forum. Atenție mare! Unirea Urziceni va lua titlul. Să nu uitați de postul ăsta, toate ziarele și toți îi dau pe CFR campioni, însă veți vedea că Unirea va lua titlul. Să ne ferească cel de sus, că iarăși o să-l vedem numai pe meme Stoica la televizor. Sper să nu ia. Da, asta spuneam și eu în intervenția de la sfârșitul emisiunii lui Chivulete. CFR Cluj nu este campioană. Are un avans care deocamdată poate să fie combătut, 6 puncte, dar are următoarele 2 meciuri destul de grele. Dacă ia doar 2 puncte la, în total, din deplasarea de la Ploiești și meciul de acasă cu Vasluiu, 3 echipe pot să vină în coasta ei cu 3 etape înainte de final. Deci eu nu merg mai departe cu socotelile, doar atât. Când ai avea 2 puncte avans, că atât ar avea, dacă ei iau 2 puncte din următoarele 2 meciuri, posibil să facă un egal la Astra, un meci de la împuțit, cum se joacă la noi, ăia au nevoie de puncte, cei de la Astra, Clujul neputință, atacul foarte slab, cel mai slab atac din primele 7 echipe ale campionatului, fac un egal la Astra, după aia au acasă cu Vasluiu, ia să pună Vasluiu un picosul și să nu iasă socoteala. Da? Fac un egal și acolo. Steaua și Urziceniu ar veni, fraților, la 2 puncte dacă își câștigă meciurile de pe teren propriu pe care le au în următor. Urziceniu are 2 meciuri pe teren propriu cu Brașovul și cu Curtea de Argeș. Băi, dacă le bate și CFR-ul face rezultatele de care vorbeam, sunt la 2 puncte de ei. Steaua are la Alba Iulia ultima clasată, poate să câștige, chiar și Steaua poate să câștige la Alba Iulia, după care are acasă cu Astra. Îi bate și pe aia cu 1-0, cum a câștigat și cu Brașovul, de exemplu. Vine la 2 puncte de Cluj, ca să nu mai vorbim de Vaslui, care dacă astăzi bate la Curtea de Argeș, vine la 7 puncte, după aia are acasă cu Ceahlăul, poate să se mai apropie un pic, și după aia are la Cluj. Ia să câștige la Cluj, Vasluiu, să vedeți cum s-a încurcat socoteala. Deci atâta trebuie să discutăm, să combatem doar ideea asta, venită tot dintr-o de lăsare, tot dintr-o neajutorare de asta a spiritului, tipică în general oamenilor noștri, dar și jurnaliștilor, nu numai oamenilor de fotbal.
și jurnaliștilor, pentru că nu este nimic jucat, mai sunt 5 etape, de ce să fie Clujul campion? Peste tot nu va vezi chestiunea asta, Clujul a câștigat titlul, va fi campion. De ce fie campion? Și tot din ciclul viol, tatăl care i-a împușcat pe violatorii fiicei lui a fost găsit mort. L-au omorât fraților pe Drasius Chedis, bărbatul a cărui poveste a zguduit lumea. A fost găsit mort la 30 de kilometri de casa lui din Kaunas. Asta după ce chipurile poliției îl căuta prin toată Europa. Se zvonea la un moment dat că s-ar ascunde chiar în România. Și prin Anglia, și prin Franța, și prin Germania, și prin Spania, peste tot. El în tot timpul ăsta a fost în Lituania. S-au gândit bine șmecherii, fraților. Și spun șmecherii pentru că printre violatori și pedofili se găsește și un politician, ce coincidență, Andrius Usas. Ăsta a scăpat ca prin urechile actului, din păcate, și a făcut singur dreptate Drasius Chedis pentru că nenorociții au fost scăpați de justiție. Cum se întâmplă deseori, nu trebuie să ne surprindă. I-a căutat Drasius Chedis pe violatorii fiicei sale, o fetiță care acum este în vârstă de 6 ani, i-a găsit, însă nu pe toți. I-a urmărit pe 5 octombrie 2009, i-a împușcat mortal pe un judecător, atenție, era unul dintre violatori și pedofili, nu-i de mirare că justiția i-a făcut scăpați, și pe propria cumnată, ea fiind cea care făcea trafic de carne vie, pe ăștia doi i-a împușcat, politicianul a scăpat și până la urmă s-au gândit ei. Bă, dacă îl prindem, riscăm un proces. S-ar putea ca el să fie achitat, vă dați seama ce ar fi ieșit nu numai în Lituania, ci în toată Europa. Meeting-uri de protest, marșuri în favoarea lui, s-ar fi strâns lumea în fața tribunalului, la presiunea mulțimii ar fi trebuit să-l achite și pe bună dreptate. Omul și-a făcut dreptate pentru că justiție pe lumea asta nu mai există de mult. Este o glumă proastă justiția în ziua de azi, chiar și în Europa asta ultra-civilizată. Și atunci, decât să riscăm un proces, n-ar fi mai bine să-l omorâm? Și l-a omorât. A fost găsit la vreo 30 de kilometri de orașul în care locuia. Unele publicații, citând surse ale poliției, susțin că, auziți, ar fi murit înnecat cu mâncare. Ce explicații au găsit? Sau în urma unui șoc hipotermic. Adică, vezi, Doamne, s-a dus dezbrăcat în pădure, bă, și s-a culcat acolo, așteptând să moară. Nu. A fost ucis. Este un erou, băiatul ăsta, Drasius Chedis. Dacă justiția nu mai e capabilă să închidă măcar, deși ar trebui să-i omoare pe violatori și pe pedofili, pentru că celor tare să îi întreții din banii contribuabililor. Și sunt un pericol social și pedofilii și violatorii, ca și criminalii, nu mai vorbesc. Pe hoți, eventual, poți să-i trimiți la muncă silnică, pe viață. Cel puțin pe ăștia care fură, pe românii care fură în Occident și ne fac de râs, i-aș trimite la Ocnă. Nu știu dacă să mai taie sare acum cu târnă copul, da, poate se crapă piatră, așa cum se crăpa pe vremuri la canal. Ei bine, a fost omorât Drasius Chedis, felicitări și lituanienilor, s-au integrat bine în Europa, fraților. În Anglia, Manchester United, Tottenham 3-1, Bolton Wanderers, Portsmouth 2-2, am cam tremurat la meciul ăsta, nu prea am avut eu curaj să mă uit. Nu uitam așa, mai aruncam câte o privire. Până la urmă am reușit să-i batem. Hull City, Sunderland a fost 0-1, West Ham United, Wigan 3-2, un meci cu 5 goluri. West Ham avea mare, mare nevoie de victorie și a scăpat definitiv. Vor retrograda Hull City, Burnley și Portsmouth fără drept de apel. Bine, s-a conturat chestiunea asta. Da. Portsmouth însă este de o cinste și de exemplaritate rare. Deci o echipă formidabilă. N-a dat, domnule, meciul la nimeni. A jucat până în pânzele albe cu toată lumea. Wolverhampton, Blackburn Rovers 1-1, Arsenal 0-0 cu Manchester City, dar nu a fost foarte multă supărare după partida asta. Arsenal nu mai putea pierde locul al treilea și nici nu mai putea ocupa locul 2. Nu, pentru Manchester City poate că e un egal care încă nu-i asigură prea mare lucru. Ei au pierdut 2 puncte aici. Arsenal, Arsenal n-avea nevoie de nimic. N-avea nevoie de nimic. Nu, e un restat care nu avantajează pe nimeni, putem să spunem. Manchester City, nu știu dacă rezultatul ăsta îi dă prea mari speranțe la Liga Campionilor.
Probabil că nu și-au mai diminuat și șansele. Aston Villa 1-0 cu Birmingham City. O mai fi uitat și Martin O'Neill, înfrângerea cu 7-1. În schimb, nu vor uita cei de la Stoke City, câteva săptămâni, ce li s-a întâmplat pe Stamford Bridge, 7-0. Bă, fraților, când te prinde Chelsea, e mai ceva ca pe Allianz Arena. Ăștia, dacă te prind cu pantaloni în vine, nu mai stau la discuție, stau la coadă. Te pun în patru labe și puteți uita. Măcel a fost. 7-0. Se putea și mai mult, că am văzut meciul. Ți-a plăcut titlul din ProSport. Chelsea a sărit calu. A sărit calu. Suntem primii, bă, primii în Europa la jocurile de cuvinte. Nu ne bate nimeni. Jocurile de cuvinte inutile, bineînțeles. Totuși de remarcat că prietenul nostru Frank Lampard a mai marcat două boabe, unul dintre ele aproape de final, și că în cele două meciuri în care Chelsea a marcat 7 goluri cu Aston Villa și cu Stoke, 14 boabe în total, Didier Drogba, golgheterul echipei, n-a reușit să marcheze niciunul. Aseară, de exemplu, Drogba, sau ieri după amiază mai exact, a fost pe teren toate cele 90 de minute și n-a reușit să marcheze niciun gol, dar a fost unul dintre cei mai buni de pe teren. Asta denotă forță. Să dai 14 goluri în două meciuri acasă și golgheterul tău, da, indiscutabil golgheter, în clasamentul golgheterilor din Anglia, doar unii îl devansează pe Drogba și ăla numai cu un gol. E 26-25 în favoarea lui Rooney. Drogba este pe poziția a doua și totuși n-a marcat nimic într-un meci la discreția lui Chelsea, câștigat 7-0. Același lucru se întâmplă și la OM, unde în 8 victorii consecutive, atât are Marseille, 8 victorii la rând, Niang, golgheterul campionatului, n-a reușit să marcheze niciun gol în aceste 8 victorii la rând. Asta înseamnă forță. Nu ce spunea Chivulete, mie îmi dădea exemplu campionatul României, a dat exemplu campionatul Franței. Pe exact invers, frate. CFR Cluj are al 7-lea atac din divizie și este prima. Marseille are toate clasamentele, este pe locul întâi. Ce comparație putem să facem atunci între cele două? Că... da, că diferența de puncte, dar nici aia nu e la fel. Diferența de puncte nu este identică. CFR Cluj are 6 puncte, OM are 5. Este un singur clasament în care OM este pe locul al doilea, dar și acolo probabil temporar. Numărul de goluri marcate unde Lille ne devansează cu o boabă. În rest, la toate clasamentele, OM este prima. Și mai puțin la golurile primite, unde suntem pe locul 2, Auxerre având cea mai bună apărare. Everton Fulham 2-1, până la urmă au obosit și ăștia de la Fulham săracii, dar oricum au un sezon excepțional, după părerea mea, chiar dacă sunt pe locul 12 în campionat. Le-aș aduce o veste, o veste este caldă, de asta mă grăbesc să o spun. Hamburg și-a dat afară în această dimineață antrenorul pe celebru Bruno Labbadia, fraților, fost jucător la Arminia Bielefeld, la Bayer Leverkusen și așa mai departe. Țin minte pe Bruno Labbadia, pe vremea când jucam fotbal cu piesele de Remy. La Werder Bremen a jucat și așa mai mare fotbalist a fost, numărul 7 avea. Nu mai este antrenorul Hamburg. Un fel de Marius Lăcătuș. Un fel de... Atunci Marius Lăcătuș a câștigat pe multe pentru țara lui decât acest... cum se numește, mă rog, m-a spus dumneavoastră mai devreme. Deci Hamburg nu mai are pe Labbadia antrenor după ce a pierdut 5-1 la Hoffenheim și sigur că a cântărit enorm și faptul că n-au reușit să bată pe Fulham în semifinala tur de Europa League. Meciul retur se va juca joi, iar antrenorul Hamburg va fi Ricardo Moniz, secundul lui Labbadia. Da, despre asta se aude că îi va lua locul lui Alex Ferguson la Manchester United. Bun, are și nume, are și nume de mare antrenor, Ricardo Moniz. Dar parcă totuși l-aș vedea la Liverpool, nu știu de ce, că are nume de Liverpool el. Am o veste bună și pentru FC Bayern München. Se pare că nu vor juca, Doamne, să ne audă la de sus, nu vor juca în returul cu Lyon nici De Michelis, nici Van Buiten, deci cei doi fundași centrali sunt out, nici Timoșuc, care ar fi putut să înlocuiască chiar pe amândoi deodată la ce plete are. Deci în aceste condiții doar șansa aia providențială a lui Bayern München îi mai poate salva, pentru că fără cei doi fundași centrali plus ăsta care putea joace în fața apărării sau în centru defensiv, informația sigur nu este confirmată 100%, dar
atât de Michelis cât și Van Buiten au ieșit meciul cu Borussia Mönchengladbach de pe teren. Timoșuc este out, a declarat clubul astăzi. Tot se pare că au o infecție intestinală, un fel de virus ceva, care a tardat peste Bayern München și a trântit-o la pământ. Ribery oricum nu va juca, deci îi rămân în Robben, dar Robben și în spate sunt în fundul gol. Destul de greu va fi pe Gerland în aceste condiții. Lyon poate să câștige cu 1-0 și trebuie să plece de la premisa asta. Doamne, că putem să-i batem pe Bayern München cu 1-0. Da, Doamne, să ne răzbune Lyon. După care puteți uita în prelungiri și la penaltiuri. Ajungi la penaltiuri. Nu, ajungi la penaltiuri, știi ce faci dacă ești cetățean responsabil? Te duci la arbitru cu mingea în mână, îi dai mingea cu o mână, cu cealaltă îi strângi mâna și spui, și ai plecat. Și ai plecat acasă. N-ai o să te stresezi, pentru că în funcție de cum evoluează lucrurile la penaltiu, poți să ai 2-0 tu după primele 20 și să urce adrenalina și după aia să cazi, mori. Mori, vezi, mă, te bate neamțul, oricum te bate. Să revină de la 2-0 într-o semifinală, nu poți trăi momentul respectiv. Deci cel mai bine ar fi dacă se ajunge la penaltiuri, domnule, frumos, să nu avem regrete, poftiți, lasă să scrie presa, cum ar fi fost totuși dacă băteau penaltiuri, cine știe, dar lasă să se gândească ziariștii, că ei au timp. Nu, ca patron și ca conducător de club, așa ceva nu poți să lași să se întâmple. Publicitate. Pe metri, o emisiune care te ferește de boală. Retrogradat fiind, s-a mâncat bătaia de la Liverpool cu 4-0, Everton Fulham vă spuneam 2-1 și Chelsea Stoke City 7-0. M-am trezit de dimineață, visasem că e Manchester United pe primul loc, dar nu e, fraților, e tot Chelsea. Singura speranță ar mai fi să se încurce, să se împiedice cumva pe Anfield Road, să prindă vreo zi proastă și să se termine egal meciul. Posibil, până la urmă, că Liverpool e încă în cărți pentru cupele europene. Măcar pentru Europa League, dacă nu și pentru Champions League. Lucrurile s-au, ai văzut că s-au mai complicat acolo, după înfrângerea lui Tottenham și egalul lui Manchester City. Sigur că și Aston Villa e în calcule, dar Liverpool are șanse, teoretic, să mai prindă Liga Campionilor. Are 62 de puncte. Deci este la 2 puncte de locul 4. De ce să nu? Clar că se va juca la victorie. Au nevoie să bate. Egalul pentru ei e prost. E bun pentru Manchester United, dar pentru Liverpool e foarte prost egalul cu Chelsea. În schimb, pot să câștige meciul și atunci reintră în calcule pentru Liga Campionilor. Din păcate, va depinde mai mult de Chelsea decât de ei, judecând după evoluția celor două echipe. Și Liverpool și-a revenit un pic. În momentul ăsta parcă nu mai e chiar atât de slabă. Și-a revenit un pic. Știi care e problema? Că ei și dacă bat pe Chelsea, să zicem cu 7-0, tot nu depinde de ei. Pentru că atât timp cât Tottenham, Aston Villa și Manchester City câștigă și ele, Liverpool bate degeaba. Una dintre aceste trei echipe e suficient să câștige meciurile pe care le mai are. Adică doar două etape, că atâta mai sunt în Anglia. Stai să vedem. Tottenham însă mai are 3 meciuri, Manchester City mai are 3 meciuri, Aston Villa mai are 2 jocuri. Dacă le câștigă pe amândouă, Liverpool nu mai poate să prindă Liga Campionilor. Deci asta este pentru Liverpool grav. Pot să vă și ajute pe voi și pe de altă parte poate să nici nu le folosească la nimic. Chelsea 80 de puncte, Manchester United 79, Arsenal pe 3 cu 72 de puncte, locul 3 e bătut în cuie, fraților, Tottenham 64, același număr de puncte pentru Aston Villa, Manchester City 63, Liverpool 62, echipele astea se bat pentru un loc de Champions League în funcție de evoluția rezultatelor. Everton imediat sub Liverpool pe 8, orașul Liverpool are două echipe clasate între primele 10, apoi Birmingham City, Sunderland, Blackburn Rovers, Fulham, Stoke, Bolton, Wolverhampton, Wigan Athletic, West Ham United și cele trei retrogradate, Hull City, Burnley și Portsmouth. Pare chiar rău pentru ăștia de la Portsmouth și de punctați săraci, oricum ar fi retrogradat și cu cele 9 puncte ar fi avut 25, tot pe ultima poziție. Erau, da, au jucat cinstit și corect, cum se joacă prin Anglia. Nu s-a jucat întotdeauna corect acolo.
Se apropie pauza de știri, mai ascultăm un pic de muzică și revenim după. S-a umflat bicepsul pe tovarășul Carlo Ancelotti. El încă n-a înțeles bine în ce țară s-a deplasat, nu știe dacă e în Spania sau în Anglia, de pildă, dar zice așa: titlul este în mâinile noastre. Nu există nicio presiune. Nu mă simt deloc stresat. Mingea este în terenul nostru. Nu ne interesează ce face Manchester United. Putem să câștigăm fără probleme. Nu-mi fac griji la ce lot am și la ce fotbaliști am în lot. Vom lua cele 6 puncte fără probleme. În sfârșit a grăit și el adevărul, pentru că Ancelotti este omul care lucrează cu materialul clientului, atâta doar că el nici măcar nu ți-l croiește. Ia croiala altora, eventual mai tai un pic cu scusătura pe aici, pe acolo, pe la tivul de jos, doar și Ancelotti e optimist. E, s-ar putea ca optimismul ăsta să se întoarcă împotriva lui în meciul de pe Anfield Road. Trecem la francezi, cum zice românul. Grenoble a mâncat bătaie în deplasare, din ce văd aici, Nice Grenoble 2-1, Sochaux Boulogne 0-3, Nancy Montpellier 0-0, puteți uita, Lille a câștigat în deplasare 2-1 cu Le Mans, Lorient Bordeaux 1-0. Bă, ce a ajuns Bordeaux ăsta, nu se poate așa ceva, de când i-ați bătut văd că nu mai câștigă nimic. Așa e, știi ce s-a întâmplat? În ultimele 5 etape au luat un punct. Dar este o cădere inexplicabilă. Nu și-o poate explica nici măcar președintele clubului, care într-o erupție dintre asta vulcanică în cotidianul echip a spus: bine că ne-am salvat de la retrogradare. Domnule, declarația asta, dacă ați ști de când o aștept, să-i aud pe cei de la Bordeaux cu 4 etape înainte de final că spun: bine că ne-am salvat de la retrogradare. Acum, sigur că nu putem să incriminăm foarte mult, întrucât ei au câștigat titlul anul trecut, au mers pe automatisme, n-au făcut schimbări, au condus în prima jumătate a campionatului, după care, puteți uita, s-au spulberat. A fost o explozie, o explozie de gen Tupolev, așa, când credeau că le e lumea mai dragă. E clar că această echipă nu mai are viitor, în sensul în care jucătorii vor pleca la sfârșitul sezonului. Antrenorul Laurent Blanc va rămâne mai mult ca sigur, pentru că lui nu-i reproșează nimic Jean-Louis Triot. De altfel, viticultorul a avut o expresie absolut fabuloasă, absolut minunată la adresa unui antrenor, o expresie pe care orice loser de ăsta care se pretinde trainer, antrenor, coach, cum vrea el să-i spună, ar trebui să-și o pună deasupra capului. De exemplu, Viorel Moldovan, de exemplu, Flocea, de exemplu, Cârțu, de exemplu, Săpă, toți ăștia ar trebui să doarmă deasupra capului cu fraza pe care Jean-Louis Triot i-a adresat-o la un moment dat lui Laurent Blanc. Laurent are dreptate de fiecare dată. Când nu are dreptate, tot el are dreptate. Asta a spus Jean-Louis Triot, băiat inteligent, prin asta s-a demonstrat. El și-a dat seama că mai bun decât Laurent Blanc nu va găsi niciodată nicăieri în lume și că omul ăsta i-a câștigat campionatul din nimic. Practic, lui l-a dus în Champions League, l-a dus în sferturile Ligii Campionilor, unde a fost la un cap distanță de semifinale, dacă Loris nu salva lovitura de cap al lui Wendell, poate că Bordeaux nu s-ar fi destrămat în asemenea hal, și iată, demonstrează că totuși are un pic de bărbăție în momentul în care nimic, absolut nimic nu mai merge. Dacă facem clasamentul, ultimele 11 etape în Franța, Bordeaux e ultima. Atenție! Și totuși, cu toate astea, iată că omul, bineînțeles că l-a asigurat pe Laurent Blanc că îl ține și la anul, mai ales că Blanc are contract pentru sezonul viitor și câștigă o căruță de bani, va rămâne la Gironda. Numai că echipa a ajuns, iată, în momentul de față la 14 puncte în spatele lui OM. Dumnezeule, când ne reamintim că la sfârșitul iernii Bordeaux avea 12 puncte avans față de OM, acum sunt 14, dar pe invers. Este o situație 71-57 este în acest moment clasamentul între Bordeaux și OM în favoarea lui Marseille. 14 puncte. Atât am avut de spus despre Bordeaux. Mai departe, PSG Rennes 1-1, Toulouse a pierdut acasă 0-3 cu Auxerre, exact cum au pătit și cei de la Sochaux. Aici aș mai spune atât. Mi-a plăcut declarația lui Florin Chivulete,
cel mai bun dintre pariorii noștri, care a spus vineri, l-am auzit, a spus vineri așa: niciodată Auxerre nu va câștiga la Toulouse. Niciodată! Așa a terminat el prezicerile despre campionatul Franței. Ei bine, niciodată a durat mai puțin de 48 de ore, pentru că duminică au venit peste ei cei de la Auxerre. 3-0 au câștigat. Daniel Niculae, fraților, în momentul de față, dacă n-ar fi român, ar fi francez. Adică, la cum au evoluat lucrurile la Auxerre, exact invers de cum au evoluat la Bordeaux. Și că nimeni, am aflat din sursă sigură, n-a pariat nicăieri în lume, nici măcar un euro la începutul sezonului că Auxerre va juca în Liga Campionilor. Nu există cetățean care să... Nici măcar la Auxerre n-a pariat nimeni. Auxerre care era, m-am uitat în previziunile France Football de la începutul sezonului, care, ăia, mă rog, mai au un pic mai mult curaj decât noi și fac niște previziuni când începe campionatul. Fiecare echipă prezic ei ce se va întâmpla. Știi care era prezicerea pentru Auxerre? Locurile 11-15. Iată, fraților, sunt pe 2, cu șanse 2% să câștige și campionatul, dar șansele lor sunt imense să termine pe poziția 2, având în vedere că au 5 puncte mai mult decât echipa de pe locul 3, care are același număr de meciuri ca și ei. S-au distanțat de Lyon și de Bordeaux, echipe care au cât un meci restant, dar chiar și așa ce importanță mai are pentru Auxerre, care e într-o situație fabuloasă, halucinant de bună, și să nu uităm că n-a mai pierdut de 11 meciuri în campionat Auxerre. N-ai nicio bătaie în ultimele 11 meciuri în aceste condiții. Auxerre-Marseille de vineri, 30 aprilie, ăsta urmează, este derby Europei. OM are 8 victorii la rând, Auxerre n-a mai pierdut de 11 meciuri. Îți dai seama ce partidă va fi. Sigur că Auxerre n-are decât varianta victoriei. Nu va câștiga titlul nici dacă bate pe Marseille, pentru că după aia va juca la Lyon, unde trebuie să câștige. Dacă nu bate, n-are nicio șansă la campionat. Însă Auxerre ar putea să fie campioană dacă bate pe Marseille și câștigă la Lyon. Atunci da, are prima șansă la câștigarea titlului. Al doilea rezultat de 1-1, Lens cu Valenciennes, Marseille-Saint-Étienne 1-0, sau Marseille-Michel Platini. Deși dacă îl întrebăm pe Platini, o să spună că n-a auzit în viața lui de Saint-Étienne, că vorba aceea, el s-a născut pe Dele Alpi. Acolo a fost și înțărcat, în afară de italien nu știe nimic, nu-l interesează. Se va juca Lyon cu Monaco peste vreo 5 ani, da, din ce văd eu aici. Da. Ăsta s-a amânat definitiv. Îl așteaptă, am înțeles, cei de la Monaco pe Florin Radu Răducioiu. Fără el nu vor intra în teren. Nu mai au, și-au pierdut bruma de încredere. Se joacă pe... E un meci plasat pe 12 mai, cu 3 zile înainte de finalul campionatului. Acum să sperăm că nu va fi foarte important. Pentru că Monaco are pe 1 mai finala cupei cu Paris Saint-Germain, va mai juca absolut pentru nimic pe data de 12 mai. Numai că s-ar putea ca nici Lyon să nu mai joace pentru nimic, având în vedere că șansele lor să prindă Liga Campionilor sunt subțiri. Sunt subțiri pentru că vine meciul cu Auxerre peste două etape, care va fi mai greu decât își imaginează ei probabil, și dacă nu câștigă acolo, ratează Champions League. Uluitoare situația ar fi, pentru că Lille se pare că și-a regăsit forma. Din fericire pentru toate celelalte echipe din Europa și din lume, aș spune, Lille a trecut la un moment dat într-o pasă de asta proastă, a căzut așa vreo 5.000 de metri în gol, pentru că vă mai amintiți perioada aia când din 3-4 goluri nu scoteau pe nimeni. La un moment dat au căzut, asta a culminat și cu eliminarea din Europa League, și acum sunt la 10 puncte de OM. Dar la un moment dat erau în cărți pentru titlu, nu mai știam ce să facem cu Lille. Era clar că oriunde să duc bat de rup. Să știi că și căderea lor a început-o pe velodrom. I-am bătut în Cupa Ligii, într-un meci aparent fără importanță, dă-l dracu. Nu îi interesa nici pe Lille foarte mult. Era un meci de Cupa Ligii de sferturi de finală, Marseille-Lille, 2-1 a fost pe velodrom, i-am bătut în ultimele 10 minute. De acolo a început căderea lor, care acum s-a terminat, ei și-au revenit din cădere, iară sunt pe val, au ajuns iarăși cel mai bun atac în Liga, dar un pic cam târziu pentru titlu. Noi nu mai avem nicio treabă cu Lille, avem 10 puncte avans, mai sunt 4 etape, dacă câștigăm ultimul meci acasă cu Grenoble și toți suntem peste Lille.
Și ca să facem o socoteală, că probabil forumiștii s-au impacientat un pic după victoria de la L'Auxerre de la Toulouse, ca să facem o socoteală scurtă, OM dacă bate pe Grenoble, echipă deja asigurată că va termina pe ultimul loc, meciul se joacă în ultima etapă pe 15 mai, deci doar cu victoria cu Grenoble 1-0 în ultima etapă, avem asigurat locul 2. Deci nu mai putem să pierdem poziția 2 dacă îi batem pe Grenoble acasă. Niciuna dintre cele 4 echipe, Bordeaux, Lyon, Montpellier și Lille, nu ne mai poate ajunge dacă batem în acel joc. Teoretic ar mai putea Lyon dacă câștigă cele 5 meciuri, pentru că iau și o restanță, dar rămâne problema golaverajului, pe care nu cred că o vor putea soluționa. E 30-19 pentru Marseille în momentul ăsta. Nu cred că din aceste victorii, chiar 5 la număr, Lyon ar putea să ajungă la golaveraj pe OM. Mai ales că noi avem ultimul meci acasă cu Grenoble și putem să le dăm 2-3. N-ar fi o problemă. Deci atâta ne mai trebuie pentru poziția 2, iar pentru titlu trebuie să facem 4 puncte ca să câștigăm campionatul din 4 etape câte mai sunt, dar astea 4 puncte ar trebui să fie așa, 1 cu Auxerre și 3 cu cine vrem noi. Important este să luăm un punct la Auxerre. Dacă nu luăm, atunci important este ca Auxerre să nu bată la Lyon. Dacă acolo va fi greu să bată dintr-un punct de vedere. Lyon, dacă nu câștigă, nu prinde liga. Deci n-au încotro. Îți dai seama între ce două scaune se află fundul celor de la Lyon. Ei, pe de altă parte, le-ar da meciul ălora, ca să nu ia Marseille campionatul, visul lui Olas. Îți dai seama, să nu câștige OM niciun titlu câte zile mai are el. Dar dacă ia bătaie cu Auxerre acasă, s-a terminat cu liga pentru el. Publicitate. Este Dumnezeu. 11 metri. Nu am avut timp să mă uit, probabil că a plâns tovarășul Mirko Vucinici, noi sperăm să-și revină totuși până mâine, când Sport Total FM are meci în Cupa Presei cu hai să nu fiu rău să zic loserii de la TVR, deși i-am bătut cu 3-0, sigur că nu e meritul nostru, ci al colegilor noștri. Inter 3-1 cu Atalanta, previzibil, dar Roma 1-2 cu Sampdoria. Rușinică. Sigur, v-ați luptat cu Mourinho pentru titlu, nu v-ați luptat cu Magiun sau cu Săpăligă, e cam greu să-i iei titlul lui Mourinho, indiferent în ce campionat antrenează. Dar tot răul spre bine, Mirko, aveți loc de Champions League, hai că sunteți peste Milan, două naibii, peste Juventus, oricât, contează la blazon. Chestiunea asta? Asta a fost stată. Roma, care a deschis scorul prin eternul Francesco Totti, am văzut, părea pe cai mari, știu că la un moment dat în euforia asta care îl cuprinsese pe Mirko Vucinici, altfel un om de toată isprava, nu? Artizanul succesului nostru din Cupa Presei, toată stima pentru Mirko Vucinici. Uitam și eu, vedeam 1-0 pentru Roma, bineînțeles că nu mă deranja. La un moment dat am uitat de meci, luat fiind cu meciul de la Marseille dintre OM și Saint-Étienne, când mă uit iasă încât s-a terminat la Roma, văd 1-2. Și țin minte când s-a lăudat de unul singur, și sigur că l-aprobam și eu, Mirko Vucinici, spunea așa: pe OM și pe Roma, cine le mai poate opri? Scria la un moment dat pe blogul lui Mirko Vucinici. Uite că pe OM nu mai oprește nimeni, dar pe Roma a oprit-o soarta. Fraților, Sampdoria, care n-a mai avut o asemenea echipă de pe timpurile lui Viali și Mancini, dar Mancini era adevărat. De atunci au mai fost mulți loseri cu numele ăsta, dar niciunul s-a comparat cu Mancini ăla care făcea cuplu cu Viali, gemenii golului, cum li s-a spus. Sampdoria aia care, fie-i slăvit numele, l-a ușurat și pe Nea Mircea de mai mult. Golul lui Viali, că-l ții minte și acum, mânca la tata, cum ne jucam cu toții de Viali, cu puțulica în țărână după meciul ăla, a scos-o pe Dinamo din Cupa Cupelor și s-a calificat mai departe. A ușurat atunci o parte întreagă de Românie, cel puțin, cu golul lui din prelungirile meciului, că nu-l înghițeam pe Nea Mircea, nu știu de ce, de pe vremea aia. Ei, de atunci Sampdoria n-a mai avut o asemenea echipă inconstantă, dificil de manevrat, care îți bagă sula în coaste, vorba lui Ion Iliescu, și uite că i-a venit de hac Romei. Sampdoria va juca și ea prin cupele europene.
europene, acum habar n-am în ce. Poate vine de Hac și lui Milan și termină campionatul pe locul 3 Sampdoria. Ia să vedem pe unde care e. Care merita. E pe 4. E pe 4, da. Primele 4 merg în Italia în Champions League. Primele 3 merg însă direct. Sampdoria are 2 puncte avans față de Țărania de la Palermo și 6 puncte față de Juve. Mă, normal ar trebui să termine pe 4 în cel mai rău caz pentru ea. E la totuși la 4 puncte de Milan. Un an bun pentru Sampdoria, însă Roma trebuie să mai aștepte. Poate că nu chiar așa de mult. Hai să nu-i condamnăm la uitare. Trebuie să mai aștepte până pleacă Mourinho de la Inter. După aia e posibil să câștige și ei titlul. Și asta a fost etapa care a pus capăt visului Romei. Plângeau ăia pe acolo. Doar și un exces. Da, s-a încheiat. Da, Ranieri, ce să plângă, ăla nu poate nici să râdă, nici să plângă, e de lemn. Apropo, tovarășul Mancini, în caz că unii n-au observat, între timp a ajuns antrenor și se chinuie prin Premier League. Palermo, Milan 3-1, asta ziceam. Păi mai mănâncă Milan o bătăiță și Sampdoria mânca o artata la un punct, da, de Milan. Greu totuși de crezut, că o bătăiță nu e suficient. Păi nu e suficient. Din păcate, m-aș fi bucurat totuși Sampdoria să termine peste Milan, la ce tentativă de antrenori au cei de la Milan. Juventus 3-0 cu Bari, Napoli egal acasă cu Cagliari, Livorno a bătut Catania, se vede că nu mai e Walter Zenga acolo, favoritorul, făcătorul de echipe. Fiorentina 0-2, nu mai e Mutu. Vedeți cum pierde Fiorentina fără Mutu? Nu, ai văzut cum au pierdut meciul cu Chievo? Deci până în minutul 35 Fiorentina a făcut cele 3 schimbări. Pare că asta, 3 accidentați, îmi imaginez, da. Asta i-a costat. E foarte bine așa și cred că nu se supără nici prietenul nostru Victor Becali, care cred că acum e pe cai mari și ne-a înjurat în sinea lui de multe ori de când a marcat Cristi Civu golul ăsta cu Atalanta. A marcat cu Atalanta, nu cu Barcelona, nu cu Manchester United. Da, da. Golul de 3-1, dar nu mai contează, poți să prinzi iepul cu impresarul în momentul de față. Îți dai seama în sinea lui ce important să consideră și ce mici ne vede pe noi detractorii dintotdeauna al lui Cristi Chivu. Ce papară ne-am luat chipurile în weekendul ăsta, că a marcat soțul Adelinei Petrișor sau cum o chema, Adelinei nu știu cum, a marcat și el un gol în campionatul Italiei, totuși de precizat așa între paranteze, paranteze mici, sigur, ecologice din alea care se închid singure, că e primul gol pe care Cristi Chivu l-a marcat sub culorile lui Inter. E adevărat, mai mult n-a jucat decât a jucat, era greu de pe banca de rezerve să marcheze, numai Stoicović a reușit treaba asta. Când cu pantofi de stradă a marcat în Japonia, în calitate de antrenor, cel mai grozav gol din campionatul Japoniei de când s-a înființat acesta. Numai că golul a fost anulat de către arbitrul jocului, un japonez, desigur, pentru că s-a marcat cu pantofi de oraș și nu cu ghete de sport. Lazio a fost cu atât mai greu de digerat pentru Mirko Vucinic weekendul ăsta. Lazio a bătut în deplasare la Genoa și Roma va fi, din ce am înțeles eu și la mânuța celor de la Lazio un pic, Bologna, Parma 2-1, Udinese 4-1 cu Siena și Roma, Sampdoria, v-am spus 1-2, Inter pe primul loc 73 de puncte, nu știe să piardă Mourinho ăsta în sensul bun al cuvântului, că nu-i place. Roma 71 de puncte pe 2, Milan 64 de puncte, Huo pe locul al treilea, schimbați-vă antrenorul. Sampdoria pe locul 4, 60 de puncte, apoi Palermo, Juventus, Napoli și mai departe puteți uita că nu mai contează. Livorno și Siena s-au dus de mult, pot să-și facă deja bagajele, asta este situația în Italia. Noi luăm o pauză. Cu ce vă spălați pe cap? Puțet. Da, de ce? De mere. Să vedem și la nemți cum mai stă situația. Domne, vă vine să credeți sau nu, dar Bayern München n-a înscris decât un gol în deplasare la Mönchengladbach. 1-1 s-a terminat meciul cu Borussia. Mulți ar fi mizat pe un 1-6 probabil în meciul ăsta, dar noi bai că oricum sunt pe primul loc. Este foarte adevărat că împart de fapt prima poziție a clasamentului cu cei de la Schalke. Golaveraj mai bun pentru Bayern München.
S-au jucat etapele la fix, nu ca în liga lui Mitică. Nemții sunt oameni serioși, fraților. Câte 32 de meciuri în dreptul fiecarei echipe. VfL Bochum a pierdut acasă cu VfB Stuttgart 0-2. Nürnberg 2-3 cu Borussia Dortmund, care a ajuns pe locul 5 în prima divizie germană. Hertha Berlin 0-1 cu Schalke. Nu mai contează pentru Hertha oricum nimic, sunt retrogradați. Bayer Leverkusen 3-0 cu Hanovra, o echipă, am înțeles eu, foarte iubită printre forumiști, că n-am văzut pe nimeni să țină cu Bayer Leverkusen, apropo. Mainz 3-3 cu Eintracht Frankfurt. Dom'le, asta nu înseamnă mare lucru, că tot pe locul 9, acolo, 9, 10, 11, Eintracht Frankfurt. Deci în Germania mai sunt două etape. Campionat doar cu... la englezi. Da, campionat doar cu 18 echipe. Ia să ne uităm un pic noi peste program. Ce se poate întâmpla? Am dat din greșeală peste etapa 34-a, unde Bayern München joacă la Berlin cu Hertha. Băi, n-ai. Deci nu cred că se pune problema. 7-0. Schalke joacă la Mainz. Bun, dar până atunci mai este o etapă, etapa 33-a, unde Bayern München are acasă cu VfL Bochum. Iată, fraților, care este calendarul lui Bayern. Ce etape au? Mi-am dus mâna la cap ca Ilie Moromete. Nu mai sunt speranțe. Deci Bayern are acasă cu Bochum, echipa mea din Bundesliga. Am zis întotdeauna, dacă am avut vreodată vreo simpatie în Bundesliga, asta a fost VfL Bochum, nu știu de ce. Am urmărit rezultatele weekendului și nu mi-a convenit victoria lui Freiburg 1-0 cu Wolfsburg, care a trimis pe cei de la Bochum în zona retrogradării. Știu această chestiune, dar vreau să spun un singur lucru. Ăsta este momentul de glorie pe care VfL Bochum ar putea să-l aibă în toată istoria sa. Să facă un egal la Bayern München etapa viitoare, ce ați zice de chestiunea asta? De fapt, după noile criterii, în Germania nu mai pică decât ultimele două echipe. Așa că Bochum ar fi deasupra, cred că e un baraj acolo ceva. Doar două echipe retrogradează direct, locurile 17 și 18 actualmente, Hannover și Hertha. Hertha are șanse mici să mai scape, pentru că e la 5 puncte de Bochum și de Nürnberg. Mai ales că are acasă cu Bayern în ultima etapă. Deci trebuie să câștige ambele meciuri obligatoriu și atunci ar mai fi o speranță. Nu știu cum e cu barajul, dar nici nu mă interesează, sincer să fiu, ce se va întâmpla cu locurile 15-16, dacă ele vor juca cu echipe din Liga Secundă sau nu. Având în vedere că în Germania, într-adevăr, campionatul se decide la golaveraj, cum e cazul și în Franța, dintotdeauna, nu sunt șanse pentru Schalke, care este la 13 puncte de golaveraj în spatele lui Bayern, 37 pentru Bayern, 24 pentru Schalke. Deci plus 13 pentru Bayern München, e clară treaba. Bayern, dacă bate cu 1-0 cele două meciuri, extrem de ușoare, cu Bochum și cu Hertha, echipele de pe locurile 16 și 18, este campioană. Așa că egalul de la Gladbach, până la urmă, nu o face pe Schalke decât să sufere și mai mult. Da, cine știe, putem să așteptăm, Dumnezeule, vreun miracol, Hertha, în ultima etapă, pe teren propriu, fiind ultimul meci în prima ligă, să aibă și eu bucurie să dea o palmă boierului, adică lui Bayern München, să-i țină minte Münchenezul și mormânt. Nu prea crezi, au un program prea ușor ca să pierdă. Sigur, e așa, ține de un miracol. Hai totuși să ne agățăm de chestiunea asta. Am zis că Bayern a pierdut totuși la Gladbach doi jucători accidentați până la urmă și nu cu virus intestinal, cum am zis mai devreme, de Michelis și Van Buiten. Cu virus intestinal este Timoșucă. L-am mâncat să pare o conservă de gem de prune, dar nu mă ajun. A trimis-o de bunică sa din Ucraina și era alterată. Am mâncat prunele alea cu niște sardine pe care le avea din cămară, pentru că el stă într-o locuință închiriată. Fostul chiriaș, un venezuelean, a lăsat acolo sardinele și pensez Timoșu când le-a găsit, le-a mâncat, nu s-au uitat, erau expirate de 4 ani. Și sardine expirate cu gomboțul ăla de prune care s-a alterat de la căldură, că a venit în sacoșă din Ucraina cu rata, a venit, i-au produs un virus ăsta intestinal. Norocul lui Timoșuc, atenție, este că nu sistemul sanitar din România îl va trata pe el. Pentru că dacă nu intra în comă ca și
frumușica aia de la operetă, săraca. Bine, zicea Dana Războiu, am văzut astăzi în Adevărul pe prima pagină, am plătit zeci de mii, dacă nu sute de mii de euro impozit în această țară și n-am condiții minime de sănătate. Bine, aici asta a spus bine, dar a gândit prost pe partea cealaltă, având în vedere că și-a luat bărbat doldura de mălai, în locul ei n-aș mai fi stat în România nicio secundă. Pentru ce a mai stat, fraților, în România după ce l-a luat pe enoiul ăla de bărbat? Păi du-te, tată, unde vezi cu ochii. Îți mai trebuia carieră la Canal D și așa nu te vede nimeni acolo. Plecai în prima zi din România, le lăsați pe toate dacă aveți de gând să faceți o grădiniță de copii, cum să lăudau ei. Duceți-vă, bă, și faceți în ce țară vreți la banii voștri. Asta a fost o greșeală de neiertat și pentru care probabil că va plăti toată viața. Da, fraților, Hoffenheim, în schimb, a bătut cu 5-1 acasă și n-a jucat cu orice echipă, ci cu Hamburg. L-a dat afară Hamburg, astăzi, da, la Badia. S-a curățat domnul Laba, cum îi zice. Werder Bremen, FC Köln 1-0, Mainz 6 goluri, din fericire au marcat și ei 3 acasă și s-a terminat 3-3 cu Eintracht Frankfurt. Acestea sunt rezultatele. Oricum, astfel... e cea mai bună clasare a lui Eintracht Frankfurt din ultimii 50 de ani. Acest loc nouă. S-ar putea să fie. Ceea ce înseamnă că au avut un sezon excepțional. Și v-aș mai fi spus eu câte ceva, dar trebuie să luăm pauza de știri. Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care o defăita. 11 metri pentru conducător. Sistemului nostru de nesănătate și-a revenit sau e pe cale să-și revină. Prim solista Teatrului de Operetă din București, Teatrul Național de Operetă, Amelia Antoniu. Cealaltă victimă s-ar părea că nu-și mai revine. Au fost dați afară nemernicii aia de la Spitalul CFR2, șefii, și ni se tot spune că vor fi trași la răspundere. Întrebarea mea este când îi tragem pe roată sau când îi tragem în țeapă, că așa ar merita, fraților, să ne întoarcem așa cu vreo jumătate de mileniu în urmă și să înălțăm țepele prin piețe și să infigem pe nenorociții ăștia. România este țara în care te duci bolnav la spital și vii și mai bolnav, sau te duci sănătos și te întorci bolnav. Am și eu un prieten care, avem un coleg care a pățit chestiunea asta, s-a dus pentru o banală operație de rutină, o zgaibă la picior și la fel a contractat stafilococul, stafilococul auriu. Și după aia a trebuit să se opereze de vreo 5 sau 6 ori, să se ducă după aia cu probe la Matei Balți, să se întoarcă și așa mai departe. A urmat un tratament, l-a costat o groază de bani ca să scape de nenorocirea asta, că mai bine își cauteriza rana singur. Cum făceau bunicii noștri, puneau custura pe foc și după aia și-o lipeau de picior sau de mână. Da, păi rămâne ultima variantă în orice caz, pentru că, uite, Amelia Antoniu scrie pe șervețele. Îmi dați și mie șervețelele umede din sertar, vă rog. A scris Topiul Șervețel, asta că nu se poate exprima încă. Însă și-a recăpătat uzul scrierii, ceea ce e deja ok. Însă victimele se mulțesc în spitale în momentul de față, după Toni Tecuceanu și Gheorghe Dinică, care și ei au contactat niște bacterii dintre astea care finalmente le-au fost fatale. Amelia Antoniu poate că va fi un pic mai norocoasă, însă cea mai norocoasă dintre toate, cea mai norocoasă este cu siguranță Andreea Marin Bănică. Domnule, țara arde și Andreea Marin să piaptănă. Ce credeți că i s-a întâmplat în acest weekend celei mai puțin mediatizate dintre vedetele din România în acest moment, pentru că Bianca Lubote este pe primul loc la mediatizare, nici de cum Andreea Marin. Andreea Marin a câștigat un premiu, o diplomă la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva pentru body-ul extensibil, niște chiloți de copil care, dacă tragi un pic de ei, se întind. Și pentru asta a luat marele premiu cu coana Andreea Marin, în timp ce fetele astea, alte două,
Amelia Antoniu și Alice Preda, așa o cheamă pe cealaltă fată, zăceau să zbăteau între viață și moarte, fără să aibă nicio vină, la un spital din București, nu din Tâncăbești, așa. Andreea Marin întindea de chiloți la Geneva și, vedem și diploma, diplom, investition, să nu știu ce scrie aici, innovation, că nu-mi dau seama, Genève, Salon International des Inventions de Genève, așa, după care putem uita, mai sunt două, trei rânduri acolo și probabil o semnătură, o ștampilă, a luat și o medalie și s-a întors acasă, i-a dat Ștefan Bănică cu medalia unde ne gândim cu toții, dar asta nu mai scrie la ziar. Andreea Marin, așadar, inventatoare. Domnule, Mihaela Rădulescu, țiganul, pe când va inventa și ea ceva? Se va gândi, probabil. La ciorapi, la prezervative, la ceva îi vine. Bineînțeles, la prezervative, probabil, prezervativele țiganul. Lungi și moi, ți se topesc în gură prezervativele Madame Țiganu. Așa că, vedeți, fraților, asta este lumea în care trăim. E mai bine să te lansezi pe trotuar, că după aia te poți trata de orice boală la Geneva, unde nu ți se întâmplă nimic, decât să faci o facultate, cum a făcut fata asta de la operetă, foarte talentată, și cariera ei oricum a luat sfârșit, și cred că asta e cea mai mare dramă, să iei viața de la zero, practic. După ce ți-ai construit o carieră, ai visat și tu să ajungi undeva, să ajungi cineva, să cânti, câștigă și toată lumea. 12 milioane pe lună. Cam atât, că astea sunt salariile. Da. S-a dus, s-a terminat, pentru că niște nesimțiți n-au fost în stare, bă, fraților, să curețe, mă, blocul operator. Că asta trebuiau să facă, să-l curețe. Da, o naibii de treabă. Blocul operator, secția de terapie intensivă, sistemul de ventilație, ce mare lucru e, dar nu trebuie să faci asta în mod obligatoriu. N-au făcut-o. După ce au omorât nu știu câți oameni, s-a întâmplat ca pacienta să fie totuși o artistă cunoscută în București. Altfel nu ieșea scandalul ăsta, să știți. Dacă era altcineva în locul ei, nu era nicio problemă, i-aș continua munca acolo. Păi am auzit că 1 din 10, deci fii atent, un caz din 10 de astfel de infecții este raportat. Restul putem uita. Sigur că da. Nu contează, bineînțeles, dacă ești un amărât dintre ăsta mor, nici nu se știe de tine. Află doar familia, nici nu are unde să latre familia. Pe stradă nu te poți duce să strigi că mi-a omorât tatăl sau mama în spital. Nu te bagă nimeni în seamă. Atâta doar că, uite, sigur, a fost incidentul ăsta și era o persoană publică, să spunem, a ieșit un scandal monumental. Noi, românilor, ne-ar trebui cât un Darius de ăsta, cum a fost omul ăsta din Lituania, a cărei fetiță a fost violată, ne-ar trebui câte unul de ăsta la fiecare colț de stradă. Numai așa am putea curăța societatea, că noi justiție, n-avem poliție, n-avem armată, n-avem absolut nimic, suntem țara lui Papu Răvodă. Și sper să n-apucăm ziua aia în care va trebui să ne facem dreptate singuri toți. Dar cam în direcția aia ne îndreptăm. Duceți-vă în continuare la alegeri, fraților, puneți ștampilele, că uite ce bine o duceți. Uite cum vă măcelăresc ăștia, puțin le pasă. Mai nou pensiile vor fi impozitate, ba, unii oameni nu vor mai beneficia de pensii deloc, s-au gândit să mai curețe, că e adevărat, avem mulți pensionari, la noi a scăzut rata natalității și sunt prea mulți și statul nu mai vrea să le dea bani. S-au gândit să mai omoare. Să mai omoare vreo 2-3 milioane, unii vor muri de foame, alții vor muri prin spitale, alții vor muri pentru că nu li se vor mai elibera medicamente compensate, îi pândește și chestia asta pe unii dintre pensionari. Trăiți bine România, sunteți mulțumiți. Vă uitați cu gurile căscate la loserii ăștia, la bișnițarii ăștia care au ajuns politicieni după Revoluție și votați, că vă plac. Acum, Madame Teo Trandafir, altă, era să zic eu ce, intră și ea în politică. Aflu că a câștigat pe la nu știu ce colegiu sau n-a câștigat. Păi asta, țața asta, mahalajoaica asta ne mai lipsea. Se plictisea Teo. Da, că n-aveam destule țațe. Ne mai trebuia una. Era nebunită după imagine, frate. Dacă nu se vorbea suficient de mult de ea, nebunea. Și s-a dus, s-a bătut cu una săraca din piață venită și ce a declarat ailaltă. Am votat pentru schimbare, am votat pentru viitorul acestei țări. Ce s-a stea, bă? Adică votase cu ea, bineînțeles. Și când a ieșit cu ștampila în mână și au pus microfonul gură doi reporteri, a zis:
Am votat pentru schimbare, m-am gândit la locuitorii acestei țări, am votat viitorul României, asta a declarat știrba aia cu care s-a bătut Teo Trandafir. Și politician poate să iasă și din Teo Trandafir, vă puteți imagina. E bine, e din ce în ce mai bine. Publicitate. Tot discutam și mai devreme despre unele dintre ele. S-a inventat cardul personalizat, fraților. Nu știu ce maher i-a cumpărat lui blonda, cum îi zice lui asta, că am uitat. Lui fosta asistenta lui Capatos, las că știe el mai bine cum o chema, nu trebuie să ne amintim noi. Fosta asistenta lui Capatos, ăsta de pe la antena nu știu cât, antena 3,7 sau nu știu la care e el, a primit un card personalizat de la boschetarul ei, un card... Am înțeles, cardul nu conținea decât 10.000 de euro, nu asta este ideea, dar o arăta pe ea. Pe card îi se vedeau țâțele ieșind din cifrele alea inscripționate pe card, seria de card, și prin relieful seriei de card îi vedeai sfârcurile. Interesantă chestiunea, nu că ar fi greu de făcut, dar de aici înainte probabil că toate fufele din România își vor dori... Sigur că un asemenea card. Decât să vii cu o floare, nu mai bine aduci un card personalizat, deși în aceeași zi fufele primesc o veste proastă. Blonda aia pe care Irinel n-a reușit decât sub braț să o sărute, urcându-se pe un scăunel dintr-o ala de bibliotecă. Acolo îi place lui. A sărutat-o sub braț. Vă mai amintiți de ea, blonda lui Iri, supranumită, și că a primit cadou de logodnă un Ferrari de la nababul ei, un șaurmar, nababul ei, un șaurmar de ăsta de prin Iordania, că de ăștia vin pe la noi, Siria, țări dintr-astea unde nimeni n-a făcut afaceri legale niciodată. Deci nu să vă imaginați un emir, un șeic, nu, aia râvnesc la fufele din alte țări, un de ăsta, un nei ca nimeni, i-a luat totuși un Ferrari, atenție, numai de logodnă, pe când săraca Anda Banu, că numai noi am... sprijiniți-o ceilalți și-au bătut joc de ea. Știți foarte bine ce a primit de logodnă. Două palme de la Lucian Goian sau de la Dorin Goian sau nu știu cu cine, parcă cu Lucian Goian s-a logodit ea. În fine, două palme, pentru că ăla tocmai în ziua logodnei aflase că ea l-a înșelat cu jumătate din țară. Noi nu suntem printre cei care am avut norocul ăsta, dar am fi putut fi. Deci ne imaginăm. Ea s-a așteptat să o ia de nevastă Lucică și ăla n-a mai luat-o decât de logodă. Deci iată totuși soarta a două femei practic în aceeași țară. Uite că revenim un pic aici, am mai aflat niște detalii apropo de infecțiile din spitale. Cele două fete de care vorbeam noi, Amelia Antoniu și respectiv Alice Preda, au fost infectate cu un microb provenind din fecale, fraților. Deci asta era, din sala neigienizată, o sală neigienizată evident, un fel de enterococ, așa, care ci că este o bacterie care provine din fecale. Ați auzit bine, cu asta au fost infectate. Nu avem nicio legătură cu spitalul, pentru că dacă ar fi vrut să se infecteze cu un enterococ provenit din fecale, se duceau într-un grajd. Era mult mai simplu, dar au ales să vină la spital și se pare că asta le-a fost fatal. Și pentru că la atâtea parașute avem nevoie și de proxeneți, Guru Bivolaru, fraților, se întoarce în România. Da, cu asta ar fi trebuit să începem, dar da, am lăsat cei mai buni la sfârșit. Cum zice englezul, save the best for last, liderul spiritual al MISA, refugiat în Suedia, vorba vine spiritual. De unde atâta spirit? Că ăsta e prost ca noaptea. A fugit ca un laș, da. În orice caz a ascuns într-un camion. Dumnezeu știe cum a ajuns până în Suedia. Și că a fost achitat de judecătorii tribunalului Sibiu. Bă, ori ați luat ceva, ori ați tras pe nas înainte să-l achitați, ori v-a trimis câteva gagici. Păi cum să-l achiți pe ăsta? Era acuzat de, printre altele, de corupție sexuală. El era un proxenet. În baza cărei pledoarii, în baza căror documente sau căror probe l-a achitat pe ăsta. Au constatat judecătorii că infracțiunile de corupție sexuală, act sexual cu un minor și trecere frauduloasă a frontierei s-au prescris. Aha, așa l-au achitat. Dar a durat ceva timp, nu?
cât a fost termenul ăsta de prescriere, nu i s-a întâmplat nimic lui Bivolaru. Deși sentința nu e definitivă, el se poate întoarce liniștit în țară, îi spune Ioghin, n-ai nicio treabă cu Ioga băiatul, câțiva apropiați ai liderului mișcării de integrare spirituală în absolut, a reușit să creeze și o sectă nemernicul ăsta, susțin chiar că bărbatul și-a făcut bagajele. Este din aprilie 2005 în Suedia, țară care i-a acordat azil politic și a refuzat să-l extradeze în România, că și aia sunt proști. Acolo și-a schimbat numele, a devenit, auziți ce nume și-a găsit, Aurlson, Aur, rețineți, Aurlson Magnus. A fost retrimis în judecată la finele anului 2014, au așteptat până când se apropia prescrierea. Atunci l-au trimis. Nu știi ce s-a întâmplat? Deci a luat un avocat mai a cătării acolo, că nenorocitul ăsta avea bani. Și ăla a mizat avocatul pe chestiunea asta, că România e undeva vecină cu Beninul. Da. Și a spus, domnule, ăsta vine din Benin, păi acolo oamenii sunt mâncați de maimuțe. Acolo, dacă ești pe stradă, în centrul capitalei, te mănâncă gorilele. Fraților, ăsta este un om, este un om. Acolo ar fi fost linșat, ăia nu știu ce, drepturile omului n-au fost respectate. A vrut și el să iasă odată în chiloți pe stradă și l-au arestat ăia. Păi cum e posibil așa ceva în secol, nu știu ce. Deci a pledat o chestie de asta de pe altă lume. Ăia s-au uitat, n-au înțeles, bar n-aveau. Eu am crezut, dar domnule, ăsta vine din Benin, sigur, acolo știm toate bolile pământului, nenorociri. Îți dă gorila cu ceva în cap dacă la semafor, dacă nu ești cu minte. Și într-adevăr, așa a scăpat Bivolaru. Deci s-a mers pe chestiunea asta, nimic că proxenetism, că ăștia aici n-au mai ajuns la urechile judecătorii. El era un fel de refugiat politic. Ăia, domnule, îl subjugau, el mai avea libertate, dacă deschidea geamul, băga cineva pumnul în gură, așa cumva s-a mers. A găsit pe unul care se pare că se pricepea la chestiunile de genul ăsta. Un avocat, că asta este meseria de avocat. Să inventezi, să minți cât poți, să scrape apele, să înghețe apele de minciunile tale și eventual să păcălești pe cineva. Așa scăpa el de aia când a auzit, doamne, s-a făcut acolo, l-a zis că dacă nu e așa o să aducă nu știu câți manifestanți, aia-s nebuni cu chestiile astea, domnule, în dreptul. Tai o curcă în Suedia și îți vin 200.000 în stradă că... curcile să rămână în viață, nu știu ce, pancarte din alea, că nu mai poți să faci nimic într-o țară aseptică, cum e Suedia, acolo nimic. În afară de bere, care față de hamei și de malți, n-au niciun fel de milă. Sunt singurele alimente pe... No, nu contează, tata. Acolo pe alea poți să le măcelărești cum vrei. În rest, cu toate sunt foarte grijulii. Ne-am procoptit așadar cu Bivolaru, de data asta chiar că nu mai scăpăm de el. Fraților, nu se va mai atinge absolut nimeni de el și probabil că va deveni și el mai prudent, un picuț. Dar tot cu minorele se va ocupa, se găsesc mulți proști în țara asta, am și eu fost o colegă care a fost păcălită de el, din ce mi-aduc eu aminte. Părea o tipă mai inteligentă, dar până la urmă ne-am lămurit că era proastă ca noaptea. O părăsise gagicăsu. S-a dus ea să-și nece amarul pe la Costinești, unde stătea ăsta în fundul gol cu încă 30 de proști în jurul lui. Și gata, a făcut-o parașută și pe asta. Alergau părinții nebuniți după aia, nu mai găseau într-un timp, cu poliție, cu intervenții, cu mare, mare greutate au reușit să o găsească, nu mai știu pe unde, prin Moldova o ascunsese ăsta. Au adus-o acasă, terapie, du-o la Psihibubu, ia-o de la Psihibubu. Oricum, întreagă n-a rămas la minte, băiatul își cunoaște meseria. N-au mai făcut reclamație și ea proști. Eu măcar îl dădeam în judecată. Nu știu dacă se finaliza procesul în favoarea mea, dar măcar știam că încerc. Ăsta este tovarășul Bivolaru, dar România este țara perfectă pentru el. Aici se poate dezvolta și poate crește. Cine știe, poate să-l vedem și parlamentar în curând. Publicitate. La Barça, dacă mai au un titlu, echipa lui și anul ăsta îi face cinste lui Johan Cruyff. Acum asta poate fi interpretată, fraților, că dacă îi dă să bea un vin roșu, ăla suferă rău cu inima, înseamnă că vrea să scape de el. Joana, ăsta, micul, cum îl cheamă, Guardiola ține, că e în putere, ăla poate să bea vin, cât vrea el, cât poftește. La Cruyff mi-e teamă că poate un pic de vin alb, poate, nu știu dacă mai are voie să mai guste ceva în afară de medicamente, în orice caz au bătut acasă, 3-1 cu Jerez. Real Madrid a bătut destul de chinuit 2-1 în deplasare la Zaragoza, dar mai speră și ei.
mai speră încă, pentru că Barcelona este pe primul loc cu 87 de puncte, iar Real Madrid pe 2 cu 86 de puncte, după care, vorba noastră preferată, puteți uita de celelalte echipe oricum. Păi, Valencia are 62 de puncte, fraților, pe locul 3. Diferența între poziția a doua și a treia în puncte ar fi de 24. Da, nu se mai poate calcula. Este incredibil. Știi da. Cum e campionatul Spaniei? Cum e Parlamentul României în raport cu populația? Deci, una e ce se întâmplă în Parlament, averile lor și comparate cu averile noastre. Cam așa e la ei. Ăștia au furat cât au putut, Barcelona și cu Real Madrid. Au luat tot ce s-a putut lua. Ce n-au luat e că nu mai încăpea. Ar fi luat și restul. Și să vedeți că din vară va fi la fel. Deci toți jucătorii buni care sunt pe piață în momentul ăsta ajung la ei. Ori la Barça, ori la Real. Oricum în Spania nu mai ai nicio șansă. Este exact cum a fost pe timpul lui Ceaușescu la noi. Când dacă erai un pic fotbalist, ori la Steaua, ori la Dinamo. Aceste două cluburi nu au avut niciun merit. Ele nici măcar scouter n-aveau. Era ordinul de sus. Luați tot, cum mișcă unul, cum dădea două goluri unul într-un meci, era la Steaua sau la Dinamo. Așa s-au format marile noastre formații. În Spania s-a ajuns din alte motive, dar până la urmă, pe undeva, cauza este comună, să se întărească aceste două formații, uite că, din fericire, ele nu reușesc prin cupele europene mai nimic. Real Madrid, cel puțin, chiar nimic. A șasea ediție la rând, sau nu știu când, când n-a mai reușit să treacă de optimile de finală în Liga Campionilor. Vai de mama lor pe plan internațional, dar sigur că în campionatul intern e greu să te bați cu asemenea monștri. Am văzut niște fotografii cu ai noștri, s-au întâlnit colegii noștri într-un pub, o parte din ei, bineînțeles că unii n-au putut să vină. Dom'le, sunt mai simpatici decât ăia din Consiliul de Securitate al ONU, asta clar. N-am văzut și eu o poză, dar n-am recunoscut pe nimeni în afară de Mirko Vucinic, pe care evident că îl știu. Mai era Fergusonul, dar se ascundea după o șapcă. Pe o parte am recunoscut Ed Lee, l-am văzut și pe Ed Lee, ne-a și vizitat săptămâna trecută, a trecut pe la noi vineri seara. Arătați bine, mai bine că n-am venit noi, că vă stricam poza, fraților, și nu mai aveați succes la chelnerițe. Cam atât despre campionatele acătării ale Europei. Valencia 1-0 cu Deportivo, Almeria a pierdut acasă 0-1 cu Espanyol Barcelona. Uite că o duc bine ăștia de la Espanyol în ultimele două etape, dar sunt un fel de Eintracht Frankfurt și ei. Malaga Mallorca 1-1, Sporting a pierdut acasă, a și încasat două goluri de la Valladolid. Racing Villarreal 1-2, Atletico 3-1 cu Tenerife și Getafe, cum îi zic unii, 4-3 cu Sevilla. Osasuna cu Atletic mi se pare că joacă astăzi, parcă așa ceva. În Moldova, în schimb, dacă vă interesează, că n-am mai vorbit de mult, Sheriff Tiraspol ia campionatul, fraților, sigur, cu AKM-ul, e așa câștigă. Arbitrii când intră la vestiare găsesc un cefos cu AKM-ul în mână și s-a terminat meciul. Sheriff Tiraspol 69 de puncte, după care urmează Iskra Stali Râbnița. Dacia Chișinău a pierdut acasă cu Olimpia Bălți 2-4, adică primul oraș al țării a pierdut în fața primei comune a țării, Olimpia Bălți. Bălți, am înțeles că e localitatea cea mai mare după Chișinău. Nistru Otaci, Tiraspol FC, nu Șerif, 0-1. Dinamo Bender, viitorul Orhei. N-au niciun viitor aia în Orhei, nu știu ce au spus viitor. Așa cum era și la noi, timpuri noi. Timpuri noi, care timpuri? Noi. Sfântul Gheorghe Suruceni. Ăștia cred că și-au schimbat denumirea de curând, că a fost Sfântul Gheorghe, au sperat să câștige, au și reușit cu Academia Chișinău. Numai Academie prin Republica Moldova. Academia de Coneac. Zici că ești în Florida. Nu, ideea este că acest campionat este transmis de Telemort. Da, oleu. Nu uitați, da, că sunteți interesați mai mult decât aceste simple detalii pe care vi le dăm noi. Campionatul Republicii Moldova este pe Telemort. Acum nu știu dacă îl chiar transmit, dar se laudă cu asta, ceea ce deja e un lucru bun. Păi cu ce să se laude? Cu altceva. Iskra Stali Râbnița Zimbru Chișinău a fost 0-0. Bine, gurile rele spun că ei au cumpărat campionatul Moldovei pentru că plăteau ăia. Probabil că da.
Știi? Asta este. Deci, până la urmă, e o afacere. E ca și cum unul zice, se ocupă cu rahat, dar nu dă bani, ci câștigă el de pe urma afacerii astea și atunci te miri că de ce vinde rahat. Păi, tocmai de asta. Li s-a făcut o ofertă și li s-a spus, dar stați, că nu trebuie să dați. Dăm noi să avem un pic de imagine, să se vadă și Pavel Turcu pe undeva. Probabil Pavel Turcu are imnul tuturor echipelor din Academia aia, de exemplu. Da. Academia Chișinău, că de unde să fie. Ăia au ca imn, probabil o melodie de-a lui Pavel Turcu, pe vremea când el nu visa să fie altceva decât un paznic. Și în fine, Sheriff Tiraspol 3-1 cu CSCA Rapid Chișinău. Este o echipă patronată, bineînțeles, tot de Gheorghe Copos, că noi am zis și noi la mulți ani, și a fost Sfântul Gheorghe. Urât din partea noastră. Astăzi, zice Sebi Răducu, incredibil cât de plictisitori am fost, că ai noștri scriu despre snooker pe agenția de știri, dar nu contează. Azi e o zi neagră pentru istoria lumii, cel puțin din prisma evenimentelor petrecute în trecut. Cum ar veni? Acum 77 de ani s-a înființat Gestapo, poliția secretă a Germaniei naziste. Gestapo, în caz că nu știți, evoluează în Liga a 3-a și este echipa de suflet al lui Radu Mazăre. El cu ăștia ține. Mai nou, acum 24 de ani s-a produs accidentul de la centrala nucleară de la Cernobâl, aflată la 200 de kilometri de Kiev. Din păcate, n-a fost destul de departe nici de noi, că s-au curățat mulți români. Mulți. Da. Mulți. Păi au murit și la Strasbourg, în Alsacia, în orice caz, au murit, din câte știu eu, vreo 5.000 de oameni de cancer la tiroidă de la Cernobâl. Pentru că nu știu cum s-a dus norul, dar da. S-a oprit în Alsacia, așa ca un gât de lebădă și a curățat pe aia. Deci peste tot în Europa, evident, a fost prăpăd. A spus ceva Cristina Nistor la știri. În orice caz, toată luna aprilie este dedicată nenorocirii de la Cernobâl. Că nimeni nu mai știe. Eu am observat un lucru. În fiecare an se sărbătorește Cernobâlul la altă dată. Dar totdeauna în aprilie. Că nimeni nu mai știe, fraților, că în momentul ăla s-a oprit. S-a oprit ceasul, s-a oprit ceasul cu cuc. S-a oprit ceasul biologic. Toate ceasurile s-au oprit în aprilie 86. Deci nu mai știm exact când a fost. Fire ar să fie că pe Ion Iliescu nu l-a atins, bă. Nimic. Nu l-a atins. Pe Sergiu Nicolaescu încep să-l atingă unele, dar nu sunt alea care ar fi trebuit. Domnul Sergiu sau toarășul Nicolaescu, dacă nu vă făceați casă cu 180 de camere, v-ați fi lovit mai rar la cap. Dar așa se întâmplă când prostului nu-i ajung lucrurile la îndemână. În loc să-și facă o casă la 80 de ani, să te plimbi în 186 de cotloane, mi se pare destul de nepotrivit. Dar aici tu o casă cu 4-5 camere, ca tot omul, era mai... Că văd că de fiecare dată când urcă pe scară, se lovește la cap. Acum știi ce se întâmplă? Iau și eu apărarea un pic. Omul citește mult, are multe cărți și din acest motiv, din 2 în 2 metri în casa lui Nicolaescu e tot o bibliotecă. Știi cum sunt colțurile alea? Inginerii în general citesc mult. Da. Asta așa e. Asta a fost întotdeauna principala meteahnă a inginerului. Citea, domnule, prea mult peste program. Tot astăzi, dar acum 218 ani a fost compus imnul francezilor. Marseillaza a devenit imnul național al Franței. Se spune totuși că Mozart ar fi fost compozitorul. Da, nu Rouge de Lille, dar da. Am văzut că am citit și eu zilele trecute, chiar am vorbit un pic la emisiune. Ar fi apărut zvonul ăsta, cum că nu era de nasul lui Rouge de Lille, melodia respectivă. El se numea Cântec pentru armata de Perin și ar fi fost compus de un fel de tablagiu, că asta era Rouge de Lille la vremea respectivă. Să nu vă imaginați că era vreun Ciprian Porumbescu, nu. Era un tablagiu care, așa cum aveam și eu în armată pe unul, plutonierul Sabadag, îi plăcea, de exemplu, să-ți dea bani să sar gardul și să-i aduce o litră de coniac. Să știi că am văzut și un film despre Rouge de Lille. Cine crezi tu că îl interpreta? Coala Răut. No. Daniel Otăi. Ăsta e Daniel Otăi. Eu n-am văzut filmul, dar la modul în care... Acest Răzvan Vasilescu al francezilor. Ai. Deși n-aș vrea să o asemuiesc pe Manuel Bear cu Cecilia Bârboră, Doamne ferește. Pentru că încotro, sau undeva în direcția aia merge, dacă am insistat prea mult pe ceea ce face Daniel Otăi. În studio
colegul nostru Marius Mitran, păcat că n-a reușit să vină mai devreme, că ar fi fost discuția mai puțin plictisitoare. Astăzi ai noștri au scris despre snooker pe forum, îți dai seama ce atenție. Vă salut și eu, dragi prieteni, două vorbe despre emisiunea care va urma, comitetul de urgență, evident, despre ce a fost în această etapă, despre faptul că CFR Cluj este în proporție foarte mare viitoarea campioană a României și reprezentantă în Champions League. Și să vă mai spun că, apropo de Emanuel Bear, țin minte, era actrița preferată a lui Diego Armando Maradona. A dat un interviu în France Football în 86-87 și a zis actrița preferată și a zis Emanuel Bear. Dar Claudia lui, tot blondă, da. Nu, așa să știi că este singurul domeniu unde mă potrivesc cu Diego Maradona. Să știi, la capitolul pasiuni pentru actrițe, să putem să spunem că am fi făcut casă bună. Da, așa va fi comitetul de urgență. O văd deja pe Cristina Nistor pregătindu-se pentru știri. Dragi prieteni, așa e, ce vremuri moderne trăim. Cum ascult eu în mașină la radio, vin, intru și acum mă ascult chiar pe mine la căști. Cam asta a fost. Asta va fi până la ora 19 cu comitetul de urgență. Eu nici n-am văzut-o pe Cristina Nistor când a intrat. Te vorbeam despre Emanuel Bear, da. Normal. Nu, dar am simțit o palmă după ce a fost și atunci mi-am dat seama că e în spatele meu. La revedere, stimați contribuabili, rămâneți pe 105 cu 8, să aveți o zi foarte bună. Mr. Potato, the money, hey, the Eskimo. Mai mult decât fotbal.